Deci aceasta este cartea despre arta păpușarilor români, volumul 1, dar are și volumul 2. Am înțeles este că are scrisă un... de Toma Hogea, care este universitar din Iași și predă la Institutul de Teatru. Iar Botoșani are... Și este botoșănean și a debutat la teatru cu un rol din Albă ca zăpada, Prințul. Așa l-am cunoscut eu și am colaborat atunci împreună, că era un spectacol pus de domnul Bordușanu. Și aici avem o actriță care este mama unei europarlamentare. Da. Aici și sunt calupul iată, despre toate teatrele. Haideți să ne oprim puțin aici. Este vorba despre mama... Veronica Weber, mama doamnei Renate Weber. Soția lui Max Weber. Și soția lui Max Weber. Max Weber fiind dirijor al orchestrei filarmonice. Și întemeitorul teatrului de păpuși. El a înființat teatrul de păpuși în Botoșani. Da. Max Weber. Și ea este una din directoare, a fost o directoare și o actriță foarte bună. Și ce mai avem în referitor la Botoșani? Că la Botoșani este un capitol mai mare. De fapt, este... toate sunt capitole. Sunt interviuri cu personalități din istoria teatrului. Viața deci, teatrului. Da, din viața teatrului, care condurează, de fapt, această istorie. Deci, acesta este interviul doamnei Viorica Weber. Aici este capitolul doamnei Elena Preda, una dintre actrițele fondatoare, deci din prima generație care au întemeiat teatrul, pe primele afișe. Soția ulterior a lui Stelian Preda, care a fost directorul Teatrului Eminescu și un actor foarte iubit de public, mai ales de botoșănenci și nu numai, așa că era un juneprim cuceritor. Oricum plin de suflet și interviul ei în care își povestește amintirile și emoțiile începutului. Iată aici și fotografie. Așa, iată pe amândoi. Soții Preda. Da, soții Preda. Soții Preda. Așa, și aici... Și cu o păpușă care seamănă aproape cu un copil. Și aici vedem exemplarul viu și natural în fața noastră. Da, dar nu faceți comparații, vă rog. Și aici... Aici Lucia Olaru Nenati, unul dintre directori, la vârsta de... Acum vreo 2 sau 3 ani, nu? Aș zice eu. Între 1977 și 1986, deci un deceniu, am fost teatru. Director al Teatrului și de este și un interviu cu dumneavoastră aici. Este un lung interviu, pentru că am fost și secretar literar și ceea ce m-a întrebat și am încercat să răspund a fost și în general despre funcția Teatrului de Păpuși, despre rolul și poziția teatrului, pentru că eu am prins și am organizat cele două mari aniversări ale teatrului, iată colectivul teatrului la prima aniversare a 25 de ani, uitați aici în Teatrul Vasilache și colectivul de atunci, sunt mulți mare. Care nu mai sunt astăzi, sunt foarte mulți care nu mai da. Sunt, chiar o să mă uit și eu la Teta Grigoruță asta. Și Iuliu Bocoș, Dumitru Matei, Costica Mafriese, Mihai Țurcănițe, da. Victor Luca. Chiar care mai trăiesc sunt de acum pensionați. Sunt în orice caz, asta era generația de atunci. Aceasta a fost epoca în care am început să fac angajările pentru împrospătarea teatrului și mulți din cei care sunt în continuu, care sunt astăzi angajați au fost atunci. Aici este sigla primului festival teatral organizat de noi în acea perioadă. La inițiativa dumneavoastră, trebuie da, să spunem. Da, Gala recitalurilor păpușărești, ediția întâia, Botoșani, la care... O sigla foarte modernă. Da, sigla făcută tot de Valentin Dobrescu, cu care am colaborat foarte bine. De fapt, eu i-am sprijinit, dar, mă rog, și pe Aurica și pe Valentin. A fost un festival național la prima ediție care a atras aproape toate teatrele din țară și personalități de
mare valoare, a fost președintele jurului, a fost Ion Lucian, care a rămas cu noi prieten și încă înainte de a muri mi-a trimis acum pe Facebook, care pe atunci nu era, invitație să fim prieteni și încă și astăzi, deși el nu mai există, figurează printre prietenii mei de pe Facebook, ca amintire a acestor întâlniri. A fost și Margareta Niculescu, directoarea Teatrului Țădărică și mulți din specialiștii performeri ai Teatrului Păpuș. Marele premiu l-a luat, desigur, Gabriela Nistorică și cu Iuliu Bocoș, cu un recital intitulat Oul Discordiei. Trofeul a fost foarte frumos, dar nu mai știm unde se află, pentru că multe din trofei au dispărut. Am oprit. În continuare este Mihaela Nistorică, din dinastia Nistorică, pentru că este fiica și ucenica redutabilei Gabriela, care nu figurează aici în carte, dar din umbră a impulsionat și a organizat tot acest capitol. Maestru, dar o vedem și pe ea aici, la capitolul fiicei sale, iată-o pe Gabriela Nistorică, mânuind-o păpușă cu harul ei inimitabil. Și, de fapt, ea a fost un fel de maestră informală a tuturor actorilor păpușari, pentru că cu stilul ei greu de mulțumit, mereu nemulțumită și mereu cerând perfecțiunea, a reușit să imprime o adevărată performanță și o adevărată maestrie actorilor, așa încât teatrul nostru a fost și atunci și este și astăzi unul din cele mai bune din țară. Când am fost atunci în străinătate, la festivalul de la Șibenic, în Iugoslavia, cu spectacolul Aventură Nepărăcitoare, a fost o adevărată revelație și nu numai, și în Bulgaria, și în mai multe locuri unde am fost. După aceea, gala recitalurilor a devenit internațională, după Revoluție, și au fost câte două ediții, nu mai știu, că nu mai eram aici. 7-8, după aceea, dar are luat-o. Aici nu sunt mai trecute pozele astea noastre de la... Da. Dar tot din istoria Teatrului Botoșoneanu. Și Marius Rusu, pe care l-ați văzut astăzi, actor mai tânăr. Aici, da, mai tânăr, dar cu studii. Dar deja profesionist, adică instruire profesionistă. Vorbește și el, deci toți vorbesc la persoana întâi, răspund acestor întrebări, sunteți jurnaliști, știți cum se face o anchetă și toți împreună conturăm această imagine a instituției culturale numită Teatrul de Păpuș din Botoșani sau numai Teatrul Vasilache, aici se trece mai departe la Teatrul din Brașov, dar ați văzut ce capitol consistent și zic eu reprezentativ. Într-o carte foarte circulată, pentru că a fost lansată aproape la toate teatrele din țară, și la Iași și la București. Autorul este universitar, a beneficiat de lansări și de susțineri ale unor personalități din teatru, ca de pildă doamna Oltița Cântec, director adjunct al Teatrului Luceafărul din Iași, care a venit chiar și la Botoșani la lansare. Și fica lui Nicolae Cântec, da? Fica Nora. Nora lui Nicolae Cântec, fost redactor șef al Clopotului din Botoșani. Sub mâna care am debutat și eu poezie. Totdeauna spun că am debutat cu Cântec de Clopot. Mulțumim frumos! Cu plăcere! Da, uite!